Colectăm ca să audă bine, ca să păstrăm forțele pentru oameni. Deci, mersi mult. În primul rând, vreau să felicit toți sportivii, antrenorii, pentru munca depusă în acest an. Știu că e foarte grea a fost. Vreau să spun că anul care vine va fi încă un an mai greu, fiindcă se încep calificările către Jocurile Olimpice. Deja Federația de Haltiere 4 calificările are. Totuși, anul care vine trebuie repetat acest normativ. Și sper că la anul care vine și conducerea țării ne va ajuta ca să îndeplinim câte mai multe calificări către Jocurile Olimpice. Și în anul 2012 să ne vedem pe arena mondială. Vă doresc mulți ani, sănătate, fericire, să ne apere Dumnezeu de toate și să ne aibă grijă. Mulți ani! Da. Victor Primo, vicepreședinte Comitetului Național Olimpic, președinte Federației de Lupte. Bună, dragi și alți scuze. Eu cred că dacă nu dați cuvântul la luptători, n-ar fi corect, da? Așa că avem invitare aici, avem domnul Prăpeliț Andrei. Eu am, ia că zice, popresiu, știu, este lăși, vreau să ajut la slavă. Eu vă rog, domnule, eu vă spun de numele Federației de Lupte. Andrei, bine, dați, vă rog. Ia nu, poate adică. În primul rând, un prezident, уважаемый президент Ассоциации спортивной прессы, стимации коллеги, дорогие приятели, всем нагрели спортив, даться на уроке номере Федерации Делопти, своей фричи, кое-чего, а сделать напрямую, но тут зречи, чем мы будем спортив, а ну, дом не зречи. А это, мы буквально, что его фричи, шипи антреноры, шипи спортиви. Кто-то же привез вспомнить, астес, Федерация де Лупте are voie să spună de atâta că ea are 14 medalii la probe olimpice în anul 2010 la senior, la tineret și la cadeți. Și noi merităm să vorbim și să primim aplaudismente. Eu sunt foarte bucuros și eu, din partea Federației, am să fiu încă mai bucuros dacă în primul loc de 10 era să nimerească și campion european și premianț la mondiale între tineret, luptătorii noștri. Mulțumesc și numai bine în viitor!